fond despre anul 2009, că a fost un an de muncă pentru primăria Vaslui, colegii de la primărie, de Naiba. Principala misiune a mea de 2009 a fost realizarea bugetului de venituri și cheltuieli, așa cum este normal. Și, ca drept dovadă, l-am gestionat de așa natură, încât Vasluiul nu a simțit, deci atunci să nu uităm, să nu uităm gura gustii care am definitivat-o până unde era proiectată, să nu uităm, de asemenea, punerea în funcțiune a sălii de sport, unde peste 14 miliarde am introdus la Ion Mingu în lucrările de folosință generală sau utilitățile din jurul acestei săli și am pus-o în funcțiune. Să nu uităm locuințele sociale pe care le-am definitivat și care sunt în curs de finalizare. Să nu uităm investițiile la termica și să nu uităm, de asemenea, investițiile făcute în unitățile școlare. Toate au fost, nu pot să nu constat că într-un an destul de dificil am făcut protecția socială cea după lege, nimic altceva am plus, în sensul asigurării ajutoarelor pentru căldură, în sensul asigurării surselor la 416, în sensul asigurării surselor financiare și angajării la legea 76, în sensul plăților asistaților personali și a mesei la cantină pentru cei care au dreptul să beneficieze de această protecție. E redu. Am început acolo șansele strângă de data. Ele vor continua așa în viitor cu trotuare, astfel încât și pe o parte și pe alta să fie șansul să fie trotuare, să scoatem circulația pietonală din axul, din carosabil pe lateral. Există în suprafață interes suficient, astfel încât cetățenii din rediu să circule pe trotuar, nu în funcțiune în timpul de la cea curte de schi, unde sunt, într-adevăr, opinii pro și contra, dar dați-mi voie să cred că o analiza ei să o facem și să o faceți dumneavoastră peste 3 sau 4 ani. Când o să vedeți, eu cred că va fi de o mare utilitate pe perioada respectivă. Acum suntem în dezvoltare cu ea, suntem și ea prins, am cheltuit un minim de fonduri pe ea, va fi cuprinsă într-un program de dezvoltare anul viitor cu fonduri de la Uniunea Europeană sau alte surse. Realizare, ea trebuia să fie pusă în funcțiune în data de stabilită deja în data de 18 decembrie. Din păcate, o consider mai mult sau mai puțin prezent în mass media, fie în presa scrisă, fie în audiovizual. Mi-am propus ca pentru anul 2010, în fiecare săptămână, să am o oră în mass media, o să văd cum și în legătură cu cetățenii și cu problematica lor de fiecare cartel în parte. Iată doar câteva chestiuni care am vrut astăzi să vă le aduc la cunoștință, cunoștăciun la mine, pentru că am avut niște argumente. Am văzut când vine cunoștăciună, întreabă pe copil dacă a mâncat în fiecare zi și toți copiii zic că da, eu nu prea. Dacă a mai dormit la prânz, la fel, o zis că nu. Și dacă mai știi o poezie sau mai știi ceva, eu seara ne-am făcut datoria mai mult sau mai puțin și rezultatele sunt cele care poate erau așteptate sau poate neașteptate. Dar asta este activitatea sântăriei. Va fi reflectată, v-am spus, într-un raport al primarului și cu bune și cu mai puțin lucruri. Eu vă mulțumesc. Vă mulțumesc sincer pentru ceea ce ați făcut pentru noi și pentru mine în această perioadă, deci anul 2009. Vă rog să fim și să fiți obiectivi cu toții și în 2010, să ne spuneți ce este bine, să ne spuneți ce este rău, să îndreptăm. Asta este situația. Numai cine nu muncește, nu greșește. Eu, un personal, m-aș limita pentru a vă mulțumi în baza colaborării pe anul 2009. Eu consider o colaborare fructuoasă cu dumneavoastră mass media, pentru că au fost nu numai evenimentele în sine, ci și activitățile derulate la nivelul primăriei municipiului Vaslui, fie că a fost pe linie de direcție socială, fie că a fost pe linie culturală, artistică, sportivă.
De aceea, practic, îmi manifest mulțumirea pentru colaborarea noastră pentru anul 2019. Foarte mult interesul pe care l-a acordat subiectelor ce vizează comunitatea și ne bucură și mai mult atunci când, înainte de a apărea o știre, un subiect de presă, încercați să bifați ambele părți interesate, atât cetățeanul, cât și părerea primăriei. Vă mulțumesc și eu pentru tot sprijinul pe care l-ați acordat în prezentarea către populația subiectelor, a știrilor, a noutăților și vă doresc un an nou bun, care să vă aducă ceea ce meritați fiecare, sănătate, fericire și împliniri. La mulți ani!